După incidentul de joi seara de la Budea de Sus, când un bărbat a fost împușcat de un polițist aflat în exercițiul funcțiunii, la care se pare că ar fi sărit cu toporul, sâmbătă acesta a fost prezentat în fața magistraților, iar după administrarea probatoriului și audieri, instanța de judecată a dispus arestarea preventivă a bărbatului pe o perioadă de 30 de zile. Acesta a fost escortat de mascați și dus în arestul IPJ Argeș. Deși imediat după incident bărbatul nu a fost reținut, autoritățile au considerat că există motive pentru a fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Câmpulung. Polițiștii l-au identificat în timp ce vroia să meargă pentru investigații mai amănunțite la un spital din București, după ce inițial s-a prezentat pentru îngrijiri la Spitalul Municipal din Câmpulung.